Bun găsit, dragi prieteni! Începe SF Fantasy and Horror Club Alba, un proiect al Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba. Când lumile de poveste prind viață, este subiectul nostru de astăzi, un subiect pe care îl vom dezbate împreună cu scriitorul Lucian Dragoș Bogdan. Lucian, bun găsit și mulțumesc că și de data aceasta ești alături de noi. Bine v-am găsit! Mă bucur că ești aici. Lucian, să începem așa în forță. Și aș vrea să te întreb, în general, literatura noastră vorbește despre ce a fost sau prezintă povești inspirate din realitate. Spune-mi puțin, în cazul literaturii fantastice, cum stau lucrurile? Pentru că subiectul nostru, așa cum am spus, este când lumile de poveste prin viață, deci ne referim un picuț la niște lumi fantastice. Păi, dacă stăm să ne gândim la primele povești, sau cel puțin cum credem noi că s-au desfășurat primele povești undeva lângă un foc, într-o peșteră, când se adunau toți după vânătoare de mamuți, de mâncaseră bine, stăteau la povești, acolo ceea ce povesteau ei, în general, erau lucruri inspirate din realitate, din ceea ce văzuseră, din aventura pe care au avut-o, din vânătoarea de mamuți care a avut loc. Doar că unii care erau mai dotați din punct de vedere al imaginației sau voiau să iasă în evidență sau să impresioneze vreo doamnă din peșteră, începeau să mai înflorească poveștile respective. Mamutul pe care l-au vânat nu era un mamut obișnuit, era mai mare, n-avea numai doi colți, avea vreo patru, alerga mai repede decât așa, se întâmpla, se făcea, a avut loc și un cutremur. Mai înfloreau poveștile, lucrurile deveneau mai deosebit, iar dacă, de exemplu, era unul care mersese singur și nu avea nici nimeni cine să-i verifice spusele, evident că înflorea și mai mult. Sau se mai întâmplau când erau unii, să zicem, oameni în antichitate care călătoreau dintr-o localitate într-alta, aduceau povești despre alte locuri prin care fuseseră, pe care iarăși le mai înfloreau. Dacă citim și numai istoriile lui Herodot, o să vedem foarte multe lucruri când descrie anumite locuri cu tare, despre care oamenii locului spun că acolo se întâmplă cu tare și cu tare și cu tare, lucruri care sunt fabulații, sunt exagerări. Deci, practic, la literatura fantastică, pornind de la realitate, s-a înflorit câte un pic. Lucru care se mai întâmplă și acum. Se întâmplă și acum. Oricum, practic, în partea asta din antichitate, foarte multe dintre poveștile, legendele, miturile, ființele fantastice vin undeva din zona respectivă. Inclusiv se pare ființe cum ar fi unicornii. Se pare că e posibil să fie existat un tip de rinocer care să fie inspirat povestea că l-a fost unicorn sau alte. Sau să ne închipim pentru cineva care n-a văzut niciodată un elefant, ce însemna descrierea unui elefant. În orice caz, de exemplu, când Hannibal a venit să cucerească Roma, că l-are pe elefant, a trecut Alpii, romanii care nu mai au văzut așa ceva, când au văzut prima dată elefanții, au fost terorizați și acei elefanți le-au asigurat o victorie lui Hannibal doar prin faptul că romanii nu erau obișnuiți să vadă asemenea ființe. Din povești, lucrurile se mai înfloreau. Și dacă toți suntem noi din România, hai să ne uităm la legenda lui Dracula, care până la urmă este inspirată din realitate, din existența lui Vlad Țepeș, care a fost cosmetizată în primă fază din cauza că n-a fost el foarte de treabă cu negustorii sași, care au scos povești despre cât de crud era el. Era într-adevăr crud, pe de altă parte, lucru la care s-a mai adăugat diverse legende locale și ulterior, când au ajuns chiar să se scrie povești despre Dracula, începând cu Bram Stoker și alții, lucrurile deja au căpătat o anumită culoare. Iar ajungând un picuț mai încoace, am putea să spunem că sunt, dacă ne uităm la literatura din secolul al XIX-lea, multe dintre povestiri sau romane sau pornesc de la real și alunecă ușor către fantastic. Era o combinație între ocultism și realitate, invențiile astea care începuse să apară, electricitate, și astea erau în general combinate și cu chestii oculte, dar toate pornind de la un fundal, până la urmă, realist. Cititorul putea să considere, da, uite, e viața mea de zi cu zi, dar uite, alunecă ușor într-o zonă mai ciudată.
Deci, din punctul ăsta de vedere, s-a mers pe o împletire a realității cu, să zicem, cu o ficțiune, cu ce ar fi dacă, exact. Pentru că pomeneai pe Dracula, putem în mai curând să vorbim că poveștile despre povești horror care prind viață în acest fantasy? Și partea de horror a prins foarte mult în ce sens? De multe ori horrorul nu tratează neapărat locuri deosebite, ci întâmplări care se petrec în viața noastră de zi cu zi. Cu toți avem anumite angoase, obsesii, anxietăți, fobii și poate apare întrebarea, ok, și dacă duc un pas mai departe treaba asta, unde s-ar putea aduce? Și de aici, exploatând partea aceasta de pornit pe care le avem în noi, putem încet încet să dezvoltăm povești care, deși cadrul, să zicem, este real sau realist, cum vrei să zici, ajung într-o zonă nenaturală, dar e greu să spui unde se trasează linia. Și, de exemplu, unul dintre cei mai mari scriitori contemporani, Stephen King, acolo e. El de multe ori pornește cu lucruri extrem de obișnuite, pe care te aștept să se întâmple în viața de zi cu zi. Zici, da, mi se poate întâmpla și mie, pot și eu să ajung acolo. Și încet, încet lucrurile ajung într-o zonă patologicului și scapă de sub control. Nu poți să trasezi exact unde e linia. Și tocmai că exploatează, bun, ce ar fi dacă nebunia s-ar duce un pic mai departe și încă un pic mai departe. Și acum este posibil ca unele cazuri să fie inspirate din realitate și pentru unii realitatea să fi fost chiar așa de deformată precum a prezentat-o scriitorul. Să ne gândim că, în general, cei care au probleme psihice trăiesc în propria lor realitate, care, pe măsură ce boala se agravează, devine tot mai puternică și mai... Pentru ei devine realitatea reală și tot restul este fantastic. Exploatând așa ceva, practic pot să spun că povestea din mintea acelui om care are probleme psihice prinde viață în jurul lui, pentru că el își transpune lumea aceea în viața din jur și alterează viața celor din jurul lui cu acele obsesii pe care le are, acele psihoze și așa mai departe. Deci da, horrorul chiar este o zonă în care e foarte ușor să aluneci între realitate și partea de ficțiune, de poveste, de genul acesta. Am înțeles. Înainte să te întreb cum stau lucrurile în cazul SF-ului, aș vrea tare mult să te întreb următorul lucru. Am înțeles, pentru scriitorul de fantasy, este frumos, pornește de la o realitate unde se adaugă niște elemente fantastice. Cum stau lucrurile pentru cititor? De ce ar alege, din punctul tău de vedere, un tânăr, pentru că ei sunt în principal cititorii cărților fantasy, de ce ar alege această carte? Crezi că fantasy poate fi o evadare într-o lume fantastică? Aș vrea întâi să fac o mică distinție. Știu că, în mod normal, nu se prea face, adică fantasy e o parte a fantasticului, dar din punctul meu de vedere, fantasticul și fantasy sunt două lucruri oarecum diferite. Adică un fantastic, de exemplu, vorbim despre fantasticul Iliade, în care alunecăm din realitate într-un ar putea fi, asta nu e real, dar e legal de realitate. Fantasy creează practic lumi oarecum de la zero, să zicem un Tolkien. Creează cu totul lumi, cu ființe, cu magie, cu tot. Eu le-aș diferenția, să zicem, din punct de vedere al marketingului, ca să spun, sunt două lucruri diferite. Adică unui cititor de fantasy, dacă dai un text fantastic, s-ar putea să nu-l aprecieze. Alunecarea asta către, și atunci de aia și răspunsul să fie un picuț nuanțat, diferențiat. Alunecarea spre fantastic vine oarecum, să zic, natural. Pentru copii, pentru adolescenți, care la copii oricum se îmbină realitatea și cu povestea se îmbină. Și de aia o poveste cum ar fi, hai să luăm pe Neil Gaiman, un Coraline, foarte ușor alunecă într-o parte într-alta, da, uite, povestea ar putea să fie adevărată. La adolescenți și la ei apare, pentru că adolescenții trec prin perioada în care descoperă o grămadă de lucruri, își pun o grămadă de întrebări despre sensul vieții, despre ei, despre ajung să se cunoască pe ei, să cunoască lumea. Și atunci zona e foarte bogată, plus
schimbările pe care le au tot timpul, acum pot să fie euforici, acum să fie în depresie, acum se simt neînțeleși, acum ar vrea să schimbe, acum sunt rebeli, și atunci explorarea tuturor acestor zone e pentru ei este exact ceea ce caută. Probabil că un psiholog ne-ar putea foarte mult ajuta la discuția asta, de ce caută așa ceva. Dar este într-un fel o oarecare evadare, o lume văzută un picuț altfel. Fantasy-ul, el oferă o evadare cu totul. Copilul care, de exemplu, nu știu, are o viață nefericită, se gândește, poate vine și la mine bufnița care să-mi aducă scrisoarea pentru Hogwarts. Ar putea să fie. Sau poate când și dacă recunoaștem sau nu, cred că și noi adulții sau o parte dintre adulți ne dorim într-o oarecare. Era o chestie amuzantă că nu mai rețin exact cum era, că nu știu la câți ani... Nu am găsit nicio lume, n-am găsit Narnia în dulap. La nu știu câți ani, n-avem o bunță să-mi aducă scrisoare la Hogwarts. Tot așa a înaintat până când, apropo de 50 de ani, dacă nici la vârsta asta nu vine Gandalf să mă duc într-o aventură, cum apropo de frăția inelului, mă supăr pe viață. Da, toți ne-am dorit viața să fie un picuț altfel. Cred că un picuț din motive diferite. Pentru adolescenți este acea cunoaștere a lumii pe care o capătă și lui, în general, și mi-aduc și eu aminte când eram adolescent, când eram tânăr, mi se părea că viața celor ajuns la 30, 40, 50, 60 de ani a intrat într-o rutină la care viața mea nu poate să fie așa. Viața mea nu are voie să intre în rutina sau a fi ceva deosebit. Uh-huh. Ajuns la 30, 40, 50, vezi că a intrat vrând nevrând într-o anumită rutină și tot speri că poate ar putea să există o evadare, un altceva decât ceea ce ai trăit în... Ne place să visăm și să evadăm și până la urmă este bine. Cred că dacă nu am avea aceste vise, cred că am risca să intrăm în depresie și să luăm razna. Bun, acum depinde cât de mult te l-aș purta de povestea asta, că dacă ajungi tu să visezi numele fățăi roz și de asta și să duci mai vezi de viață zi cu zi, nici asta nu e ok. Dar să-ți păstrezi așa un spirit tânăr și o dorință, o frumusețe a aventurii, până la urmă, fapt, pentru orice cititor, faptul de a sta să citească o carte este dorința de a explora o altă lume. Uh-huh. În momentul în care nu citești nicio carte, tu trăiești doar viața ta. În momentul în care citești cărți, tu trăiești atâtea vieți câte cărți ai exact. Citit. Exact. Drept dovadă, îndemnăm pe tinerii cititori și de ce nu și pe adulți să vină să împrumutăm de la bibliotecă cărți fantasy. Aș mai adăuga faptul că sau te-aș contrazice cu faptul că ai intrat așa într-o rutină, pentru că tu ești un scriitor extraordinar de SF și atunci, făcând legătura asta, vreau să te întreb un picuț din punct de vedere al science fiction-ului, cum stau lucrurile? La partea de science fiction ar fi mai multe lucruri. De multe ori science fiction-ul pornește de la situații reale și speculează unde s-ar putea ajunge și de multe ori o serie de gadgeturi pe care le avem în ziua de astăzi au fost imaginate în cărți, filme, seriale, benzi desenate SF. Uh-huh. Dacă ne uităm la Star Trek din anii din anii 60, din 60 ceva a fost, da. Și discutau prin tot felul de aparate. Acum avem telefonul mobil, e o chestie normală. Mai erau și alte la care se vedeau unii pe alții pe câte un ecran și discutau. Era imposibil pe atunci, acum e normal, video call este o chestie banală, este o chestie obișnuită. Computerele, nave, care au niște inteligențe artificiale care conduceau tot, acum iară reprezintă o chestie care ni se pare banală, obișnuită. Deci, de multe ori, SF-ul cel care a modelat ce o să fie viitorul și prezenta, pornind de la ce se cunoștea atunci, ce ar putea să fie. Iar aici știu că deseori am tot vorbit despre autorul acesta și, într-adevăr, e depășit în ziua de astăzi, dar îl aduc ca exemplu pentru că el a pus pietrele de temelie ale chestii. Asta este Jules Verne. Deci el a reușit în secolul XIX, nu din neant, cum consideră unii, pentru că totuși existau sumedenie de cunoștințe științifice. Doar că l-a știut să le adune, să le sistematizeze și să facă partea de speculație ulterior, cât mai corect în foarte multe situații. Aici avem trei cărți astea care chiar sunt relevante din punctul acesta de vedere. Odată e 20.000 de leghe sub mări, cred că este acolo. Da. 20.000 de leghe sub mări, care e imaginat submarinul. Să ne gândim că pe vremea aceea exista doar acel batiscaf, o chestie cu care se putea un om scufunda și cam atâta, nu prea avea autonomie. El și-a imaginat că poți să călătorești, iar un submarin în ziua de astăzi este ceva
să zic, banal, considerat că mediul de transport nu, normal ni se pare așa ceva, ca să nu mai spunem ce au însemnat ele în timpul, de exemplu, celui de-al doilea război mondial, ce importanță mare au avut. Și vorbim distanță când a fost al doilea război mondial față de când a scris Jules Verne cartea respectivă, de mai puțin de 100 de ani. A mai fost apoi partea de vehicule mai grele decât aerul și avem robul cuceritorul, cred că e acolo. Robul cuceritorul, da, cred că e partea aceea. Nu, cred că asta este, da, e robul cuceritorul. Da, robul cuceritorul este stăpânul lumii, da. Atunci când a scris el cartea în secolul al XIX-lea, era o dispută foarte la modă între se poate zbura cu obiecte mai ușoare decât aerul sau mai grele decât aerul. Și evident, răspunsul logic era cu obiecte mai ușoare decât aerul, respectiv baloane. Cu obiectele mai grele era puțin probabil. Nu se cunoșteau principiile aerodinamicii care să permită așa ceva. Și totuși el a imaginat acel vehicul care îl folosea robur. Și iar la ora actuală, vehiculele mai grele decât aerul. Deci, dacă cineva spune, mă duc să călătoresc cu balonul de la Cluj la București, am zâmbit un pic. Da. Când spune, da, zbor cu avionul, mi se pare normal. Și evident, să zic, piesa de rezistență de la Pământ la Lună în jurul lunii, imaginarea zborului către lună și nu numai atât. Hai să zici că pentru lucrurile întâmplate pe Pământ, folosind puterea apei, puterea aerului, să zici că ar fi avut suficiente elemente încât să spună destul de corect cum se poate face. În cazul zborului în cosmos, lucrurile sunt mult mai diferite. Faptul că ajungi acolo să-și imagineze acel zbor și să se dovedească ulterior că mare parte din lucrurile pe care le-a spus el, condițiile care trebuie îndeplinite, chiar sunt cele care au trebuit să fie îndeplinite de către navetele spațiale lansate ulterior în secolul 20, dovedește că a avut o capacitate de a pune elementele cap la cap, o capacitate deosebită. Și el astfel este practic printre cei mai, să zic, importanți din acest punct de vedere, a pornit partea asta de, eu spun ce s-ar putea întâmpla în viitor, voi faceți. Dar culmea că asta a fost și la o carte mai veche, la o autoare care nu știu dacă neapărat a avut intenția asta, să zic, vizionară. Mary Shelley în Frankenstein, cu acel galvanism din care spui și mișcare așa, și practic defibrilatorul actual oarecum de acolo își trage seva, ca să spunem așa. Să mai menționăm, de exemplu, pe Arthur C. Clarke, care el a avut un rol important în inventarea sateliților geostaționari. Să nu uităm pe Carl Sagan, care a venit din zona de știință și a ajuns să și scrie literatura, a scris cartea Contact. Deci au fost legături din punctul acesta de vedere și din cauza asta o bună vreme SF-ul a fost dat un pic deoparte, fiindcă era considerat o literatură prea tehnicistă, prea pentru față de frumusețea vieții, prezenta chestii tehnice, dar aceste chestii tehniciste în ziua de astăzi sunt normalitatea. Jules Verne a inventat inclusiv un fel de internet în Paris în secolul 20, mă rog, pe bani folosind dar telegraf, dar ideea era oarecum de internet. Iarăși mi se pare o chestie banală, o chestie obișnuită. Mai sunt, de exemplu, alte lucruri de genul ca să trecem la partea, zic, mai umană, ce impact poate avea asupra omului partea aceasta tehnologică. Și aici mă refer la curentul cyberpunk, care principala problemă pe care o ridică este apăruse internetul, cum se raportează omul la această lume virtuală. Și aici ar fi neuromantul lui William Gibson, ar mai fi seria creată de Robert Silverberg și Bill Fawcett, Interfețe periculoase, Poarta timpului, în care mulți autori au scris povestiri despre lumii virtuale, ar fi Mașinerea Rock'n'Roll, a lui Norman Spinrad și mai aveam carte Bug Jack Baron și mai multe tot în zona aceasta, în care prezintă cu totul și cu totul altă realitate decât ceea ce exista atunci, realitatea pe care noi acum o cam vedem bine. Nu este neapărat cum o imaginau ei, dar elementele de bază sunt acolo. Și în principal, curentul cyberpunk trata alienarea omului în fața acestei tehnologizări, în fața acestei realități virtuale, față de realitatea pe care o avem. Și pe care o sesizăm, deși acum totuși începe încet să apară un fel de combinație. Începem să ne adaptăm încât să putem să trăim și viața de zi cu zi și realitatea virtuală. Dar ridică aceste probleme ce înseamnă punct de vedere psihologic. Mai avem cărțile avertisment. În care spun, ok, bun, ce s-ar putea întâmpla? Hai să vedem, să avem, avem distopiile. Avem, de exemplu, în 1984, avem un...
Orwell, avem Minunata lume nouă al lui Huxley, avem Noi al lui Evgeni Zamiatin, care prezintă niște distopii, niște societăți ultra controlate, teoretic utopii, toată lumea e, toată lumea duce perfect, toată lumea e controlată. Și care, dacă stăm să ne uităm, e un pericol foarte, de care ne vin și în ziua de astăzi, vrem să fim cât mai în siguranță, dar a fi în siguranță înseamnă că cineva trebuie să mă supravegheze tot timpul. Păi dacă mă supraveghează tot timpul, mă și poate manipula și mă poate supraveghea și față de mine însumi. Deci, și mai ales cei care am trecut printr-un regim, cum a fost regimul comunist, știm ce poate să însemne acest lucru. Această aparentă utopie poate să fie o distopie, sunt niște semnale de alarmă trase. Sau, cum spunea la un moment dat autorul Ray Bradbury, întreba de ce scrie atâtea cărți destul de pesimiste. Deși are o viziune așa pesimistă asupra viitorului, și că nu am o viziune pesimistă. Eu scriu niște chestii, niște avertismente de la care oamenii să aibă grijă să nu se ajungă acolo. Și am și adus aici este Fahrenheit 451, în care vorbesc despre lume în care cărțile sunt arse și cunoașterea e oarecum dată la o parte. Și bun, am trăit asta, a fost și fascismul a avut curentul ăsta și comunismul a avut. Acum ne uităm la acest cancel culture care tot pe asta merge, ce nu ne place, ștergem. Nu, istoria trebuie să rămână, indiferent cu bunele, cu relele, trebuie să învățăm din ea, trebuie să rămână, nu să ștergem ceea ce nu, nu ne place. Deci sunt anumite aspecte din punctul acesta de vedere care ridică multe probleme și care încet, încet au ajuns să fie realitate. Mai sunt cărți avertisment, de exemplu, cum ar fi, din păcate, n-am adus aici carte, am adus alt volum al lui Kim Stanley Robinson, Ministerul pentru Viitor. Marte roșu. Da. La Ministerul pentru Viitor, practic, imaginează o lume în care, o lume, un viitor care se întâmplă peste câțiva ani, în care schimbările climatice sunt atât de drastice încât trebuie neapărat să niște măsuri. Citind cartea și mai ales la stilul de a scrie al lui Kim Stanley Robinson, că nu e stilul obișnuit de a scrie literatură, stai și te întrebi, cartea asta este SF sau este un documentar? Deci o combinație și, într-adevăr, omul se și documentează foarte bine, dar modul cum e prezentat, el nu are neapărat personajele și el duc acțiunea. Personajele sunt joane pe aici, pe acolo, acțiunea e dusă de idei și de ceea ce se întâmplă la modul global. Ca atare, și aceea este o carte avertisment care foarte mult, din care avem foarte multe de învățat și vorbește despre un viitor care e cam acum. Adică nu numai va prinde viață sau ar putea să prindă viață. Și evident că spunea despre Marte Roșu sau mai avem aici al lui Andy Weir, Artemis sau Mare Marțianu, cartea, cum am putea să colonizăm alte corpuri, nu la modul fantezist, ne mă duc pe Marte, mă duc pe Lună, și nu, la modul oarecum concret, destul de tehnic și destul de bine documentat, ținând cont de condițiile de pe Marte, de pe Lună, ce s-ar putea face. Și până la urmă, da, ok, încă e un picuț depărtat ideea de colonii pe Marte și pe Lună, dar nu chiar așa de îndepărtat. Adică și acele povești vor deveni realitate, vor prinde viață cât de curând. Super. Cam asta ar fi. Și bun, iar încă un aspect, asta e un picuț așa, o paralelă un picuț mai vagă. De multe ori civilizațiile extraterestre pe care le întâlnesc exploratorii când zboară prin spațiu, sunt un fel de extrapolare ale civilizațiilor umane și ale tarelor umane și ale problemelor umane, dacă ne uităm, de fapt. Sunt inspirate din ceea ce se întâmplă și le duc un picuț într-o altă zonă. Deci acolo este oarecum o legătură cu realitatea care există. Îți mulțumesc. Și dacă am văzut, Lucian, cum în partea de SF aceste lumi pot prinde viață, te rog să-mi permiți un picuț, dacă ești amabil, să ne întoarcem un pic la fantasy și să-mi spui dacă aceste lumi de bază, pentru că realmente în foarte multe dintre ele ne este prezentată o lume de bază, poate prinde viață sau poate deveni realitate la un moment dat. Lumilor virtuale, cu siguranță, pentru că în lumile virtuale, practic, acolo poți să fii cine vrei și mulți își doresc să fie acele ființe. Și, de exemplu, dacă mergi la un Comic-Con, o să vezi o grămadă de persoane care se maschează, se costumează în personajele preferate din lumile lor, fantasy sau horror sau așa, deci acolo pot să prindă realitate. Pe de altă parte, ce mai putem spune acolo că apar ca cum prinde viață lumea fantasy este prin faptul cum un Lord of the Rings al lui Tolkien a schimbat complet ce a înseamnă genul fantasy.
și a avut o influență hotărâtoare și asupra jocurilor pe calculator care prezintă așa ceva, adică tot ce se referă la elfi, la pitici, acum îl are pe Tolkien ca element de referință și de acolo pornește, nu la ce însemnau elfii și gnomii prin vremea lui Shakespeare, de exemplu, sau al lui Wagner, sau e cu totul și cu totul așa. Deci setează o realitate pentru arta care se creează ulterior. Sau impactul pe care l-a avut și efectele se vor vedea și în timp, Game of Thrones, iarăși va avea un impactul a fost și va fi și în continuare, se va vedea. Sau se mai poate întâmpla uneori fantasy-ul să ia istoria și să o rescrie. Să vedem cei 47 de Ronin. Mă rog, cartea scrisă de John Davenge, o autoare, mi-e place foarte mult. E scrisă după ce a apărut filmul, novelizarea filmului. Mi s-a părut mai bună cartea decât filmul. Deci este o carte ecranizată, nu? E o ecranizare care a fost transformată în carte, okay. Un film care a fost transformat în carte și care pornește de la o revoltă care a avut loc în Japonia. Chiar s-a întâmplat evenimentul respectiv, dar este prezentată introducând elemente fantastice și din mitologia japoneză. Adică evenimentul real s-au dus pe lângă el și legende. Deci se creează o altă poveste, oarecum pornit invers. Și mai sunt. Mai este, de exemplu, Negurile, scrisă de Bradley, Marion Seymour Bradley, care are legenda arturiană, introducând și elementele fantastice existente în mitologia celtică. Mm-hmm. Deci, acum, bun, chiar și legenda arturiană este de fapt o legendă, nu prea are legătură cu realitatea, dar presupunând că ar fi un eveniment oarecum istoric, ea introduce și o grămadă de chestii fantastice. Deci, fantasticul, practic, fantasy-ul intră ori luând povești existente și aducându-le elemente din acestea, din legende, din miturile locului, sau ajungând în lumile virtuale unde ajungem să trăim cum ne-am dorit noi, cum visăm, cum ne-am imaginat că dacă ne uităm, sunt o grămadă de aplicații și pe telefon la care ne pun urechiuște, ne pun nas, ne transformă în animăluțe drăguțe, în tot felul de creaturi, de ființe și... Deci deocamdată rămânem în lumea virtuală cu îndeplinirea. Deocamdată am spus că nu știm niciodată ce se va întâmpla. Pe de altă parte, pentru un, nu știu, un om dintr-un trib din Amazon care n-a prea avut contact cu civilizația, faptul că tu a prins focul cu o brichetă reprezintă magie. Așa că pentru el e magie care există în realitate, într-un fel. Sau și noi dacă am întâlnit, nu știu, ar veni o specie extraterestră care are niște cunoștințe de tehnologie care ne depășesc complet ceea ce cunoaștem noi și noi ni s-ar părea, wow, ăștia stăpânesc magia, pot să apară, să dispară după plac, pot să... Și ne uităm și ne-am de iluzionist și ni se pare că e magia acolo, noi sunt atât de buni încât ne uităm și chiar ni se pare că sunt capabili să facă chestii magice, nu doar niște trucuri cu care ne păcălesc. Noi trebuie să avem grijă ce ne dorim, nu? Absolut. Îți mulțumesc tare mult, Lucian, pentru această întâlnire. Îți mulțumesc pentru superba și complexă recomandare de carte către utilizatorii noștri. Aș vrea să vorbesc despre o carte pe care nu am pomenit-o undeva prin față, cred că. Hai să Asimov, cu cele trei... Cum am putut să-l uităm? De cele trei legi ale roboticii, respectiv cum pot roboții să nu facă rău omului. Și aici aș porni că inclusiv termenul de robot a fost inventat de către Carol Chapek în cartea lui R.U.R., Rosul, nu știu cum, robot. De acolo a apărut termenul de robot, care vine din cuvântul slav care înseamnă a munci. Și ulterior s-a impus ca termen de robot și el, Isaac Asimov, a gândit acele trei legi ale roboticii prin care un robot nu poate să-i facă rău omului. Evident că ele sunt considerate depășite acum, și așa, dar au fost niște elemente pe care oamenii care au ajuns să programeze au stat să le ia în considerare. În momentul în care, bun, hai, mergem către robot, către inteligența artificială, dar să luăm în calcul treaba asta, să nu riscăm să se ajungă la așa ceva. Deci, până la urmă, tot un fel de avertisment, nu în sensul negativ, fiindcă Asimov nu avea lucrurile pesimiste, în general, era optimist. Dar ideea să avem grijă ce pași ar trebui să urmăm ca să nu riscăm să se ajungă la ceva rău din punctul acesta de vedere. Iar inteligența artificială acum face tot mai mulți pași în emisiunile pe care să sperăm că le vom mai face și peste vreo, poate peste 5 ani, lucrul să fie total altfel din punctul acesta de vedere față de cum stăm acum. Exact. Îți mulțumesc, Lucian, ești fascinant precum o lume fantasy, cu tine ai prins viață. Așa este.
Dragii noștri, până la o întâlnire viitoare, vă așteptăm aici la Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, unde toate aceste cărți prezentate foarte frumos de către Lucian Dragoș Bogdan vă așteaptă. Spor la citit până data viitoare! La revedere!